Iată, aici avem primul lăptișor obținut. Iată cum arată el. O să mergem spre fereastră să se vadă bine. Iată. Acesta este amestecat cu apă pentru a face o amorsă pentru următoarea serie de lăptișori. Iată, cam asta este lăptișorul. A fost scos din bocile care le-ați văzut. L-am scos cu astfel de lingură. Acum vom muta din nou larva. Peste 3 zile vom reveni să vedem ce proporție am avut noroc. Acum cam atât a fost. Eu sunt mulțumit și pentru atât și vedem data viitoare cât iese. Până atunci, numai bine, sănătate la toată lumea. Asta este următoarea etapă a mea, o obține lăptișorul de matcă. Numai bine.